Pune untul în bol. Adaugă zahărul, esența de vanilie și amestecă. Sparge ouăle treptat și încorporează-le. Toarnă chefirul, adaugă făina, praful de copt, sare și încorporează. Ca să iasă checul mai pufos, nu mixa mai mult decât trebuie. Odată ce dispar cocoloașele, te oprești. Unge cu ulei o tavă de copt cu diametrul de 20 cm, atât la bază cât și la margini. Transferă aluatul. Nivelează-l și presară deasupra fulgi de migdale. Coace checul la 180 de grade Celsius 45 de minute. Scoate checul din cuptor, lasă-l să se răcească complet și servește-l cu plăcere. A ieșit pufos, aerat și se pregătește rapid. Poftă bună!